Bine v-am găsit. Dar nu vă zic numai bine v-am găsit. Pentru că nu este doar atât. Trebuie să vă mai spun și Doamne ajută. Doamne ajută pentru că în cele trei zile de festival avem și acea sărbătoare care ne caracterizează, Sfânta Maria. Și mai mult decât atât, o să vă zic și altceva. O să vă zic că aici sunt într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Aici, la poarta de intrare în Raiul Deltei. Și pentru că este un loc binecuvântat, trebuie să vă zic așa. Binecuvântată fie Delta, binecuvântată fie Tulcea și binecuvântați fie toți locuitorii ei. Dragii mei, de la mic la mare, așa cum bărbații ciocnesc acolo la terasele îngrijite de cei care au aici afaceri în Tulcea, așa cum bărbații, ziceam, ciocnesc câte o halbă de bere, așa cum doamnele servesc și ciocnesc un pahar de vin bun, roșu, rubiniu, de sarica niculițel sau de pildă, așa cum cavalerii, sunt atâția cavaleri frumoși aici în jurul meu și domnițele, oho, câte domnițe frumoase avem, închină o cupă de șampanie, eu am să închin un bocal imaginar din apa Dunării Albastre și o să mă înclin în fața dumneavoastră cu dragoste și cu inimă bună. Odată mă înclin în fața dumneavoastră, numele meu este Radu Bogdan Ghelu, și odată, dragii mei, o să vă rog să-mi permiteți să mă înclin în fața Dunării. Dragii mei, dragi, vreau să vă zic că în seara asta mi-am permis să iau ceva mai deosebit pe mine ca să nu mă uitați. Și anume, la un costum negru, mi-am permis să asortez pantofi albi. Asta a garantat nu să vă iasă din minte și sunt convins că o să ne vedem și la edițiile viitoare. Ei bine, dragii mei, pentru că am pomenit de edițiile viitoare, trebuie să vă zic în felul acesta. Că zilele municipiului Tulcea 2017 sunt organizate de Unitatea Administrativ-Teritorială a municipiului Tulcea, având ca partener media TV Accent și Radio Delta. În cele trei zile de spectacol pe Faleza Dunării, începând cu orele 20:30, ne vom întâlni cu oameni atât de dragi sufletului dumneavoastră. Eu vorbesc acum și celor din față, trebuie să mă întorc să le vorbesc și celor din lateral, pentru că și ei trec și ei participă la toată această poveste pe care sperăm să o simțiți ca pe fiecare dintre ele seară minunată, câte o seară minunată, în trei seri minunate, pentru că în seara asta o să ne întâlnim cu Lidia Buble, cu Ruby și, bineînțeles, în încheiere cu o formație atât de dragă, dumneavoastră tulcenilor, formația Zagan. Mâine programul va continua după același tipar cu formația Fly Project. Eu vă spun acum programul ca să știți cum ne întâlnim și mâine și poimâine. Apoi cu direcția 5 și, bineînțeles, spre final cu îndrăgita interpretă Anca Ciobotaru. Iar în ultima zi vor cânta în fața dumneavoastră Pepe, renumitul Pepe, apoi formația Cargo. Bineînțeles, nu o să fie un cargo pe apă, ci un cargo pe scenă. Aici pe apă avem numeroase obiective turistice la care ne duc fiecare dintre bărcile și ambarcațiunile ancorate la cheu. Apoi, bineînțeles, după cargo va fi Mariana Cosmici, această minunată artistă. Iar spectacolul se va încheia cu un foc de artificii pentru că este Sfânta Maria. Ei bine, dragii mei, astfel eu vă repet, toți invitații, toți turiștii și publicul participant la aceste zile ale municipiului Tulcea, în 13, 14 și 15 august, pe Faleza Dunării, vor avea punctul de atracție numărul 1 al Deltei. Nu uitați, ne întâlnim în felul următor cu Lidia Buble, cu Rubi, cu Zăgan,
cu Fly Project, cu Direcția 5, cu Anca Ciubotaru, cu Pepe Cocargo, cu Mariana Cosmic și, bineînțeles, cu acel spectacol de artificii. Eu lungesc puțin ca dumneavoastră să vă fie poftă, să ziceți, wow, cine o fi acum, cu cine începem, imediat, pentru că nu pot să trec peste niște prieteni de-ai mei pe care îi ador, pe care i-am cunoscut aici și nu mă refer atât la cei de la televiziunea Accent, singura televiziune care este alături de noi la evenimentele importante, cei de la TV Accent, ci și la cei care nu au ajuns încă pe faleză, pentru că ei pot da pe 95,8 FM. Este Radio Delta, iar Radio Delta transmite în direct aceste trei seri de festival. Ei sunt parteneri media ai primăriei municipiului Tulcea cu sprijinul Geomar. Ei bine, dragii mei, pe aplicația de pe platformele Android sau iOS, TuneIn Radio, ascultați oriunde în lume Radio Delta Internațional. Și pentru că am vorbit despre Tulcea, trebuie să vă zic, dragii mei, și despre faptul că le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți aici, de la UAT, municipiul Tulcea, până la cei de la ISU, până la cei de la Poliția Locală, până la cei care sunt și asigură o bună desfășurare a spectacolului, Music Awards Company și, bineînțeles, colegii noștri de la Deck Music, Sound & Light. Și acum, dragii mei, ca să nu încheiem așa cu una cu două, trebuie să vă mulțumesc tuturor și să vă zic că așteptăm pe L. Nu prea m-au auzit, nu cred că ați mâncat decât Mămăliga, nu știu, Saramura. Zău că nu vă aud, nu se poate mai tare? Puțin mai tare, că n-aude aici, nu știu, se uită la altceva, mai ziceți odată! Este Lidia Buble! Asta-i, tare! Rubi, bineînțeles, e ca un rubin, dacă o să o vedeți, o să ziceți că am dreptate, garantat. Roșu este culoarea rubinie și atunci este de la Rubi. Rubi, Tulce e îndrăgostită de tine. Să vedem, băieții în negru, pregătiți. Este... Rubi, spune-mi, te rog frumos, un gând pentru tulceni? Eu sper că și-au luat pantofii de dans și sunt pregătiți, pentru că eu zic că în mai puțin de 30 de secunde petrecerea e gata. Ok, haideți să numărăm pentru Rubi! 30, 29, 28...
Opriți-vă să nu obosiți, eu vreau să fiți plin, plin, plin de energie pentru concert, așa că adunați-vă un pic, încă puțin și intră. Dulcea! Dulcea! Ce răspundem? Rubi! De cei de la TV Accent, prietenul acela care este prezent permanent în mijlocul dumneavoastră atunci când sunt evenimente online, evenimente Tulcea online, nu uitați, sunt absolut minunați. Acum noi schimbăm tiparul, schimbăm scena, sunt băieții pe care eu ar trebui cum să-i întreb cum s-au simțit. Iertați-mă, dragii mei, cum a fost? Treaba bună? Super, a fost foarte bine. Toți băieții zic așa sau numai tu că ești cel mai frumos din toți? Bați, cum să nu? Suntem cei mai frumoși. Am multe concerte, nu e chiar așa. Mai zi o dată că a fost tare mișto. Ia! Deci a fost, publicul a fost super. Vreau să știți că nu, sunt puține concerte la care oamenii chiar se distrează. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, sunteți niște oameni minunați, într-adevăr. Dragilor, și acum ne pregătim pentru cei trei care sunt Zagan. O fată și doi cavaleri, ia să-i vedem în aplauzele dumneavoastră, ușor, ușor. Sărut mâna, bine ai venit încă o dată. Bună să... Cu dragoste încă o dată. Vă îi las pe mână, da? Îi mână blondă, mână fină, mână absolut faină. Vă doresc în continuare audiție plăcută și ne vedem înainte de încheiere. Cu dragoste. Mai sărut o dată mâna, eu sunt de modă veche. Mulțumesc prezentatorului nostru. Bună seara, Tulcea! Trupa Zagan se bucură să fie alături de voi în această seară și sperăm să ne distrăm împreună de minune! Să ne distrăm rock! Toată mâine sus!
primul și în primul rând, dați-mi voie să le mulțumesc celor care au stat la geamuri, la balcoane, vecinilor de la bloc. Le mulțumesc mult că ne-au îngăduit cu acest spectacol, cu evenimentul din seara asta. Mâine ne vedem tot la 8:30 seara, tot aici, la fel de mulți, cu cele 3 surprize, care nu mai sunt surprize și de care v-am zis. Dar nu pot să închei seara asta fără să nu vă fac o mică mărturisire. Azi am băut o bere bună și am mâncat niște mici deosebiți, toată echipa noastră, undeva la o doamnă minunată, doamna Violeta, cred că sunt corturile Bergen Beer, și firma se cheamă MCV. O sărut cu dragoste, puneți micii pe grătar, pe noi așteptați-ne, venim cu drag. Mă înclin în fața dumneavoastră, Radu Bogdan Ghelu, cu dragoste. Stați așa să schimb microfonul, să pun mâna pe inimioară și să vă salut cum trebuie.